tringa tringa. Tringa tringa tringa. Tagina ta ti 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 tagina ta ti 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 tagina ta ti 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 tagina ta ti ti ti. Să trăiți! Bine ne-am întâlnit în stradă! Să trăiți! Ce faceți? Uite, pusai prin sat așa, să mai mă plimb așa, mai mi-aduc aminte de când eram eu militar. Păi și vă îmbrăcareți militar chiar? Da, păi îmi place, domnule, îmi place. Ce să fac? Asta este. De mic copil mi-a fost dragă armata, am făcut armata, am fost la școala de suboficial la Sibiu la 010, pe timpul Gheorghe Udej, în 63, 64, 65 militar, am fost la curier la documente secrete. Cum vă numiți? Radu Vasile. Radu Vasile, exact da. Cum se numea fostul prim-ministru, da, săracul da. Care s-a prăpădit. Da, da. Oameni buni, iată, absolut întâmplător, am dat pe stradă, pe o uliță pe Dupăvii, da, prin Gighera, da? Da. De un personaj. Da. După cum ați auzit, Radu Vasile, care, îmbrăcat frumos militar, se plimba pe uliță. Pe uliță, da. Da, domnule, da. Frumos stați prin prejur pe aici? Da. Uite aici casa mea. Aici? Aici locuiesc eu, casa asta cu obloane. Da, da, cu da. Cu prispă, cu cerda, cum se zice, pe timpuri. Dar ce faceți acum? Ce lucrați? Eu sunt deocamdată pensionar și mai sunt paznic la postul de jandari. De poliție? De poliție, da. Mai paznic la poliție? Da, mai pătrăsc pe acolo. Păi și paznic la poliție și îmbrăcat în, în militar? Da, militar. De ce nu un polițist? Păi dacă nu am vârsta înaintată, că dacă eram mai tânăr, s-ar fi putut face să fiu și eu militar. Ce școală ați făcut? Am școală 7 clase, am făcut școală de cântăreț de biserică. Întâmplarea mea m-a dus, mi-a luat o mașină, șofer, sunt profesionist. Da, deci ați fost și ați făcut muncă de țărcovnic. Da, am făcut la biserica la Zăval, la biserica cu Hramul Sfântul Nicolae, la mine e Sfântul Dimitrie, dintre care am plecat și la OOTA pe Frunzi. Da. Dar asta prin 81. Da, era da, mai la OOTA în Creva. La OOTA în Creva, era părintele parohii era Nicolae. Da, înseamnă că aveți glas, știți să mai cântați și acum. Cum să nu? Dar cum să nu? Când... Ia, înainte de a merge în altă locație, să mai vedem pe aici, puteți să ne interpretați și nouă ceva? Cântece? Da. Iancule, Iancule, Vianule, Iancule, de unde vie, de la târmă tra la jie, Iancule, ce-ai târguit, 7-8 ca de plumb, să duc la băieți în crâmbă. Că-ți băieții fără de minte, risipe la gloante multe, risipe la gloante multe, mă, bagă gloantele cu pumnul, până nu rămâne unul. Haideți, domnule, pe la mine să vedeți unde stau, să vă arăt colecțiile mele, să vă arăt mult. Ce colecții? Păi cu haine de ăștia vechi, eu le colecționez, domnule. Da? Da, am avut și ceasuri, dar ceasurile am mai dat din ele. Uh-huh. Am avut și bani așa cu țarul Nicolae de la 1877, de la războiul de independență, dar le-am dat că eram sărac, nu aveam și eu și mai făceam cu colecționeri din ăștia. Mă duceam pe România Muncitoare în Craiova, la Ciriac, la ceasul Nical, la Goicea, la Unu Totică și făceam schimbări de ceasuri. Hai, hai la da. Bună ziua, tanti! Să trăiți, copii, să trăiți, să vă ajute Dumnezeu, cu ce ocazie fi la noi? Am venit să-l filmăm pe domnul Maior. Da, foarte bine, filmați-l dacă merită să meargă și el la televiziune. Da, văd că ți-ai închis aici, că vin hoții. Vin, domnule, mi-a luat antena, domnule. Mi-a furat și un televizor. Și un televizor mi l-a furat. Antena? Da, uite aici. Antena asta.
Așa, mi-au luat și televizorul din casă. Era, păi, mata, ce făceai? Era la biserică. Paznic la poliție și îți fură antena. Eram și la biserică. Acum recem vreo câteva... Și da, n-am făcut. Mi-am luat altul și eram la biserică, făcea cu părintele vecernie. Da, ai viteză, Nea Vasile, nu prea se ține omul după dumneata așa. A fost sportiv. Iată camera în care Nea Vasile, da, se schimbă în ce vrea dânsul. Da. Da? Da, da. Adică, după cum vedeți... După cum văd timpul și după cum îmi vine mie așa să iau. Ba un veston, ba manta... Adică ba... se poate schimba în ofițer german. Iată, are aici haina. În ofițer de armata română, în polițist, în, eu știu ce, pescar. Da, pescar, am toate, toate problemele, dar acum da, ele acolo că nu. În popă se poate schimba. Da, da. După, după cum e timpul afară... Timpul afară mă schimb și eu. Da, da. Ia uite, și centuri de toate felurile și... Haină de jandarm. Haină de jandarm. Da, uitați, haină de jandarm. Haină de jandarm. Am aici de ofițer român. Asta ce e? Haină de ofițer român. De artilerie. Da. Artilerist. Artilerist. Da. După cum vedeți, nu e din timpurile noastre. Da, e mai veche, așa, după cum le găsesc eu și le iau de la oameni, de la ofițeri, de la oameni... Ca să n-aibă reclamații, da, Nea Vasile își scoate gradele, ați văzut? Da. Aici sunt niște poleți, da, pe care poleți era o stea de maior. Maior, da, de maior, dar am scos-o. Ai scos-o? N-am, nu, pe aia nu o port, dar port numai epoletul ca să fie, așa, să fie la vederea ochiului, adică să mă relaxez eu cu ea, așa, zic, băi, uite, sunt maior, știi ce zic? Aha. Da, asta e de pădurari, sigur. Nici nu le mai știu, de da, mir, e de prin Germania. Da, iau după întâlnit, după unde găsesc, vin de ăștia și mă cunosc. Nea Vasile, îți aduseam un veston de cutare. Dă-l, domne, încoace, că eu îl pui la colecție. Da, german, german, aviator german. Ia zi, mamaie, cum faci? Ce să facă moșul? Moșul să îmbracă, să dezbracă, pleacă pe la primărie, pe la poliție, pleacă cu poliția pe la pe unde au nevoie, prin sat. Toată ziua? Toată ziua, să se dezbracă din ale haine care cu ele îmbrăcați, ia altele, dar nu știu câte am pus eu pe foc. Multe de tot am trâns, am pus pe foc, că nu convenea de ele cu să îmbrăca, aveau pălărie de atât așa de mare, și când îl vedea cu ea în cap, și mama mea zicea, fată, să-i spui să nu mai stea cu pălăria aia în cap, că vine și pe la noi pe aici de face de râdem. Sperie copii. Sperie copii, da. Frunză verde, 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 dântejar, rața-i mândră când ești militar. Când o să ajute, fetitele se uită. Am fost să fiu ofițer, dar m-au derutat alt. Nu-mi da voie.
nu-mi dă voie, îmi dau referință din ăștia și eu fiind fără părinți, că mi-e zice Vasile Lenci, n-am avut tată eu. Și mama m-a crescut văduvă, încă o soră care a făcut liceu Elena Cuza în Craiova. Și Țărcovni, de ce te-ai făcut? M-am făcut datorită că am intrat în un atac de panică prin 78, eram șofer la colectiv și căram benzină cu mașina. Și mi-a luat foc din nu știu din ce. M-am pomenit cu foc, aveam benzină, de frică că mă bagă în pușcărie că mi-a mașina foc, a venit mult șofer cu instructoare cu ăștia și am scăpat. Motorul, de că la motor mi-a ars instalația electrică. Încolo restul n-a la nimic, curgea benzina pe lungi. Dar și de foame te-ai făcut? Dar și de foame m-am făcut. Ca fiecare, eram sărac, nu eram așa agreat de ei, eram că Vasile Lenci, că sunt așa cum sunt eu, felul meu de... vorba ce, eu n-am dus dușmănie pe nimeni. N-am făcut rău la nimeni. Care să vie să-mi spună, domne, eu datorită dumitale am ăla. Bine am făcut, dar n-am ăla. Am lucrat și în marină, pe dregi, la întreprinderea a doua alea, de la, plicul ăla de la, ca să vadă lumea lor. Da, german, german, aviator german. Da, 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 da,